Eu am următoarea frustrare. Nu pot să zic că am suferit din cauza asta, eu, doar că o văd la alții care au business-uri, respectiv o văd la oamenii care comentează și, sincer să fiu, e cumva nedrept. Adică adevărul la mijloc. Are un pic de dreptate și clientul, dar mi se pare că e nedreptățită și o companie când suferă din cauza asta. Tu, ca business mare, mic, mare, n-are importanță de fapt, dar când e mare cu atât mai mult, tu ca business mare angajezi oameni pe mai multe niveluri. Executive, manager, supervisor, operatori, știi? Adică ai 2, 3, 5 niveluri de pregătire. Te trezești că ai un angajat care are o zi foarte proastă, a pățit ceva, i s-a întâmplat ceva, e în depresie, nu știu, a pățit ceva, un angajat. Indiferent ce client îți vine acolo, la el, e nasol. Vorbește urât, nu își face treaba, n-are chef să-l servească, hai vino mai târziu, îl plimbă, îl duce cu zăhărelul, poate greșește și comanda, după aia începe să se certe și, cu alte cuvinte, un angajat îți poate răni imaginea companiei tale. Cu atât mai mult dacă e unul care este foarte agresiv și foarte rău și foarte așa, știi? Să ajungă cumva știrea respectivă pe la televiziune, pe la televizor, pe la vreun ziar, pe la vreun vlogger. Cum ar fi să fiu eu vânzător de mașini, da? Să vând mașini, vând BMW-uri, vând o mașină, nu știu, orice, vând Infiniti, vând Nissan, vând Subaru, ce-o vinde eu. Și vine la mine Casey Neistat și încep să dau la mișto. Bă, ce nas mare ai? Nu știu, am o zi proastă și m-am pus să fac mișto de el și nu știu cine e. Și ăsta se enervează și mă filmează. Da? Îmi face după aia și reclamație și pe aia mă dă pe YouTube. Și el face 3 milioane de vizualizări. Logică, vede și managerul și PR-ul și tot Subaru sau cine, toată agenția, toată compania mamă. Logică, a doua zi dat afară. Dar tu rănești foarte rău compania. Ce mi se pare mie nedrept, adică omul are e om, bun, are o pasă proastă, are o zi proastă, are o frustrare, trece printre greutăți, a suferit ceva, nu-și mai dă seama, bun. Îl dai afară, penalizezi, ca salariu, n-are importanță. Firma este catalogată ca fiind neserioasă pentru că a fost servită de un om care a avut o problemă, a avut o zi proastă sau era necorespunzător. Și frustrarea mea este că omul ăla sau oamenii care au interacționat cu acel angajat cataloghează firma ca fiind neserioasă. Deci tu dacă dai comandă pe un site, pe eMAG, da? Și te sună un operator care n-are chef, e mort, e leșinat, n-are chef de viață. Sau dai de un curier care la fel îți greșește comanda, îți face nu știu ce, tu o să zici, eu nu mai comandă la eMAG că sunt neserioși. Și mai spui la încă 20, mă luați de la eMAG că sunt neserioși. E cumva nedrept pentru firmă că n-are firma nicio vină că un angajat de bază n-a avut chef de viață, de muncă, a avut o problemă, a dat-o în bară, a greșit și a stricat imaginea firmei. Tu ca firmă ești răspunzătoare să găsești oameni competenți, pozitivi, le vezi CV-urile, le vezi cazierele să nu fie nebuni, judiciare, să fie curați, poate le ceri și o recomandare, să aibă și un pic de experiență, dar tot nu poți controla fiecare angajat în parte, fiecare om în parte. Care e morala? E greșit ca și consumator să judeci o firmă după 1-2 angajați. A, dacă sunt toți așa, ok. Bun, stai așa, altă discuție. Înseamnă că e o problemă mare la management. Fără să dau nume la această firmă de curierat cu care doar primesc marfă, nu trimit, că n-aș trimite în viața mea decât să trimit cu ăia mai bine
închid tot. Bă, băiatul, eu nu știu, ne angajează, mă. Deci, povestea mea cu acel curier, fără să-i dau numele, cu care primesc marfă de la o anumită firmă. Pe lângă faptul că vin numai cu manelele în blană, cu țigara în gură, cu mașinile praf, le scot fum și sunt vai de capul lor. Deci ultima fază a fost acum, când ne-am mutat, am să-ți dau 12 colete. Ok, dar să ne uităm să vedem dacă sunt curse, dacă sunt ok, dacă nu. Păi tu crezi că eu stau după tine, mă, eu ți le las în stradă. Ce faci, mă? Reclamație direct. Asta a fost cazul cel mai recent. Caz de acum, ăsta cu un șofer mai nou, cu alt șofer mai vechi. Ce vindeți, mă, voi aici? Ulei? Mamă, uleiul ăla e prost rău, frate. De ce vinzi ulei din ăsta? Ești consultant de ulei sau ești șofer, că nu înțeleg. Vreau marfa, nu e treaba ta ce vând eu, da? Ah, da. După aia, altul cu care a venit el, era desfăcuse un box de aditivi. Ah, ce e ăsta? Bă, mi-ar trebui și mie un din ăsta, frate. Da? 60 de lei. Eu uite-l pe ăsta ce zgârcit e. Să nu mai zic că și-au băgat, mi-au luat odorizante, mi-au luat... Le-am dat eu odată niște șervețele, că am fost o băia finuț, că m-am ajutat să car niște marfă, că nu s-a obligat să mă ajute să car marfa, știu asta. M-am ajutat odată și am fost drăguț, amă, să, știi, să le dau și ceva. Și de atunci, bă, de câte ori veneau, se autoserveau. A, ce aici, șervețele, vreau și eu. Ce aici, a, vreau și eu. Ce aici, vreau și eu. Păi, bă, frate, stai așa, că nu e autoservire aici. Spre ce vorbim, știi? Le-am dat în împrumut un ulei. Frate, avem mașina desfăcută pe elevator, dă-și mie un ulei de la tine. I-am dat un ulei de la mine, 5 litri, și după aia, păi, banii pe uleiul meu? A, nu știu, boss, nu mă bag, eu dau numărul la manager. Păi bă, tu mi l-ai cerut, tu mi-l plătești. Simplu. Nu știu, nu mă bag, vorbește cu managerul. Păi bă, când te-a pus să-l iei, nu trebuie să-l trimiți tot pe el să-mi ia, dacă tot el rezolvă acum problema. Mi-a dat numărul la manager, l-am sunat, știi? Și mi-a zis, ce ulei, boss, ai vreo factură, ceva? Nu. La revedere. Ah, interesant. Dacă l-ați cerut, n-ați pus problema așa. Ah, bun, interesant. Deci le-am dat ceva, mi-au tras țeapă. Un urmăritor din Vâlcea, care a lucrat la acea firmă, care era, cred că, singurul curier ca lumea, cred că mai era încă unul din 10 care au fost până acum, a zis, frate, să nu mă spui, nu mai lucrează băiatul, că de asta zic. A plecat pe tir, s-a dus în afară. Tu știi ce mi-au zis ăștia? Era târziu, era, nu știu, 5 ceva și au program până la, cred că până la 5. Că lasă-mă pe ăia de la 99, nu mai trimite la ăia. Zile că s-a stricat mașina, le duci dimineața. Adică, plus că ei țin banii blocați, nu știu, vreo 15 zile, un gunoi de firmă. Adică, aici nu e vorba de un angajat. Aici e vorba de toți angajații, de manageri, de conducere, de politica firmei, de la Z. Adică, o firmă din asta e putredă de la primul până la ultimul angajat. Aia e altă poveste. Dar e greșit să judeci o firmă doar că ai avut o proastă experiență cu un angajat. Și să dau un exemplu foarte interesant pe care l-am copțit într-o zi și mi-a rămas mie în cap. Să zicem că te duci la o stație OMV și dai de Dorel, care, nu știu, îți bagă benzină în loc de motorină, că el e pe telefon, nu e atent la ce face și, da? Și strică mașina. Bun. Pleci de acolo, mașina o ia razna, te-ai prins că l-a făcut o pagubă, îi faci reclamație, pleacă de acolo. Nu te mai duci la OMV, că sunt neserioși. Și te duci la MOL. Ăla de la OMV poate e concediat și se duce la MOL. Bine, în mod normal ar trebui recomandare când a lucrat. Dar ca idee, să presupunem. Se duce la MOL. Și te duci acolo și tu uiți că nu mai știi cine era ăla. Poate își schimbă freza, își pune mustață, își pune șapcă, îți mai face un tatuaj pe gât așa, nu mai recunoști. Și iar dai de ăla, iar îți pune, îți face varză, iar reclamație, iar îl dă afară. Ăștia de la MOL sunt niște neserioși. De mâine te duci la Rompetrol. La Rompetrol ghiște cine dai, iar dai de ăsta. E amuzat că greșeala asta se poate întâmpla la orice operator. Poate dai de același angajat care strică imaginea la toate firmele, iar firma să n-aibă practic nicio vină. Iar mulți oameni, asta mă deranjează foarte tare la oameni, cine nu muncește, nu greșește. Foarte mulți oameni fac greșeli, adică și eu fac multe greșeli, nu știu,
mai zic ceva, poate am zis ceva greșit, am uitat să pornesc nu știu ce lumină, am uitat să încarc camera, am uitat să pornesc microfonul, m-am grăbit să zic ceva, poate am zis ceva. Deci factorul uman înseamnă greșeală, indiferent de domeniu. Ești la știri, ești Andreea Esca, zici ceva, dai o perlă, ești Mircea Badea, dai o perlă, ești inginer, faci o greșeală, ești proiectant la BMW, strici o turbină, știi? Adică factorul uman n-ai cum să îl excluzi. Iar mă deranjează foarte tare chestia asta la oameni, că nu au toleranță la greșelile anumitor oameni din anumite firme. Nu știu, boss, eu sunt client, ăsta e tariful, nu mă interesează că ai greșit, pe mine mă servești, ești obligat. Dacă nu, chema NPC-ul, fa reclamație, sun la ANAF, sun la... Adică sunt clienți foarte dificili, care nu se pun în locul acelor angajați. Când vrei să faci o reclamație sau te deranjează un angajat sau o firmă sau cine te-o deranja, pentru 30 de secunde pune-te în locul acelui om. Și după aia vezi dacă îți mai vine chef de reclamații. Adică dacă n-ai muncit niciodată sau faci numai rahaturi sau pur și simplu ai niște frustrări, tu vrei să-i arzi pe toți. Tu ești clientul ăla care e perfect și tu vrei să-i arzi pe toți. Dar nu ți-ar conveni nici ție să-ți facă alți oameni același lucru, dar tu-l faci, știi? E o vorbă din popor. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Eu dacă mă duc și mă servește cineva, că e la restaurant, că e la nu știu unde, băi, am o toleranță destul de mare la greșeli, adică indiferent cine e acel om. A avut o zi proastă, a întârziat, ok. Nu e nicio problemă. Mă duc a doua oară, poate e ok. A treia oară, adică dacă mă duc de 10 ori și din 10 ori, de 9 ori e ok, bă, trebuie să înțelegi, adică nu poți să ai toate zilele perfecte ca angajat, ca antreprenor, ca ce vrei tu. Pur și simplu, factorul uman nu poți să-l excluzi. Dacă ești genul ăla care eu nu greșesc, bă, eu nu greșesc, eu nu fac greșeli, te rog eu, dă-i dislike, dă-i unfollow, dă-i skip și du-te, uite-te la Tom și Jerry, că nu, e nasol, nu, nu te uita la mine, că n-ai de ce. Toți oamenii greșesc, indiferent de domeniu, vârstă, pregătire, ce vrei tu. Și e greșit să judeci o firmă doar după simplu fapt că un angajat s-a purtat un pic urât sau ți-a greșit. E total greșit. Angajatul ăla e om, are familie, are probleme, are ce are, firma e firma. El poate pleacă, firma rămâne. Nu poți să judeci firma în continuare ca fiind neserioasă după un simplu om care poate a și plecat. Bine să fim raționali, să ne punem în locul celor care poate au o zi proastă, așa cum am pățit eu în cazul când, în ziua când am filmat cu Laurențiu, a vărsat cafeaua pe mine, nu și-a cerut nici scuze. M-am pus în locul ei. Ce era, să-i fac reclamație și să mă apuc să fac acolo scandal? Exclus. S-a întâmplat, asta e, am înțeles. Nu înseamnă că ăia de la McDonald's sunt neserioși, că au vărsat cafeaua pe mine și nu a spus scuze. S-a întâmplat, asta e. Că trebuie să fim înțelegători. E problemă mare, generală, că nu suntem înțelegători. Da, așteptăm jos părerile voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.